Circulația rutieră se desfășoară în continuare în condiții de iarnă. Carosabilul este umed și curat pe sectoarele de drumuri naționale, cu excepția DN18 în pasul Prislop, între kilometrul 140 și kilometrul 154, unde stratul de zăpadă frământată măsoară până la 1 cm, iar între kilometrul 154 și kilometrul 180 până la 2 cm. Angajații secției de drumuri naționale au intervenit cu 18 utilaje și au împrăștiat 56 de tone de material antiderapant, dar și 750 de litri de clorură de calciu. Nivelurile și debitele cursurilor de apă din județ sunt în scădere. Gheața este prezentă la malurile râurilor Tisa, Vișeu, Vaser, Ruscova, Botiza, Mara, Cosău și Suciu. Stratul de zăpadă măsoară 123 de centimetri la Cavnic. Mâine vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. La munte vor predomina ninsorile.